Pacea Domnului. Surprinzător. Au inventat creștinii sărbătoarea numită Thanksgiving. Cu alte cuvinte, o sărbătoare, îi zicem noi, a mulțumirii, dar nu-i destul, nu sună bine. O sărbătoare în care să dai mulțumire, efectiv. A fost, iertați-mă, n-am găsit un alt cuvânt, dacă îmi dați un alt cuvânt, voi folosi orice alt cuvânt, nu mă satisface, nu-mi prea place cuvântul ăsta. Au inventat o sărbătoare, dar așa a fost. Uitați-vă pe tot pământul și în alte religii, au inventat oamenii tot felul de sărbători, dar pe niciunde, niciunde nu este sărbătoarea mulțumirii. Asta arată încă o dată caracterul deosebit, distinctiv al creștinismului. Are capacitatea să creeze în oameni o anumită mentalitate, un fel de a fi unic. Creștinismul a fost chemat să creeze, să formeze oameni mulțumitori. Efeseni, capitolul 5, cu versetul 20, este un text de felul acesta, care atunci când îl citim, nu ne prea lasă loc de întors. Adică blochează toată viața. Auziți? Mulțumiți totdeauna. Cui? Lui Dumnezeu? Tatăl? Pentru ce? Pentru toate lucrurile și pentru cele care nu ne plac. Deci aici pentru toate lucrurile în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Punct. Nu este un condițional, nu se spune mulțumiți în anumite condiții, se spune mulțumiți totdeauna. Este singura realitate, singura credință, nu în sens sectar, ci singurul fel de a crede în care omul, atunci când dă de greu, este învățat să, ziceți, să mulțumească lui Dumnezeu. Atunci când dă de boală, este învățat să mulțumească lui Dumnezeu. Atunci când are probleme cu banii, este învățat să mulțumească lui Dumnezeu. Atunci când are probleme cu casa, cu business-ul, este învățat să mulțumească lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Astfel încât mulțumirea devine o stare continuă, generală și, iertați-mă, obligatorie pentru creștin. E adevărat? Dacă este așa, de ce nu e așa? Da? De ce? În seara asta aș vrea să începem, să încercăm să facem un exercițiu al înțelegerii noastre, a minții noastre, în legătură cu modul în care gândește Dumnezeu, nu în care, în modul în care gândim noi. Suntem deprinși 100% cu nemulțumirea. Există și o politică în privința aceasta. Omul nemulțumit astăzi este folosit foarte mult în mediul social în care ne mișcăm prin așa numită teoria critică. Omul este învățat să fie critic, adică să fie nemulțumit, să pună semne de întrebare și să, cum să spun, să despice firul în patru în legătură cu toate lucrurile și dacă se poate să demoleze tot în jurul său. Cam asta este omul de care are societatea astăzi nevoie. Și omul ăsta este extrem de mult folosit astăzi în societatea noastră. Eu din ce categorie sunt? Tu sau noi, din ce categorie suntem?
Mi se pare că omul care mulțumește este un om care chiar se mulțumește cu orice. Avem impresia că numai un nemulțumit împinge societatea înainte. Numai un nemulțumit împinge societatea spre perfecțiune, că el nu se mulțumește niciodată cu linia de mediocritate și împinge lucrurile spre mai bine. Cel puțin așa ni se spune. Dumnezeu zice că nu, că nemulțumitul niciodată nu creează lucruri mai bune. Dumnezeu spune că cel care este mulțumit în suflet, în minte, acela va desăvârși lucrurile în jurul său. Psihologia, Jordan Peterson la un moment dat spunea că omul abia după ce începe să fie mulțumit de viața lui, începe să aibă o casă, să aibă ceva în jur, să posede ceva și să fie mulțumit de ceea ce a adunat, abia atunci începe să se îngrijească de curățenie și de frumos. Câtă vreme omul este nemulțumit, câtă vreme omul este frustrat, omul nu se va îngriji de frumos, nu se va îngriji de ordine, de curățenie, de lucrurile care îl fac să se apropie de Dumnezeu. Din punctul ăsta de vedere, textul pe care l-am citit mi se pare ca fiind revoluționar, pur și simplu, din punct de vedere al afectivității noastre. Dumnezeu așează afecțiunea noastră pe un alt făgaș. Lumea în care sunt eu îl așează pe făgașul nemulțumirii, iar Dumnezeu mi-așează sufletul pe făgașul mulțumirii. Uneori nu-mi place că Dumnezeu îmi cere lucrul acesta și pentru că nu-mi place, m-aș duce dincolo și aș spune că sunt nemulțumit de toate lucrurile, dar Dumnezeu spune, dacă mergi în direcția aceea și ești nemulțumit de toate lucrurile, nu vei ajunge deloc să ai gândul lui Dumnezeu, pentru că textul spune, în relație cu Dumnezeu, trebuie să ne caracterizeze mulțumirea. Mulțumiți totdeauna lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos. Asta este relația noastră cu Dumnezeu. Creștinul care mulțumește cu lui Dumnezeu tot timpul are o altă perspectivă. Am văzut și creștini care sunt depresați, sunt și creștini nemulțumiți, sunt creștini care întotdeauna, iertați-mă, bombăne. Sunt destui de felul acesta. De ce? Simplu. Pentru că au intrat pe canalul nemulțumirii, canalul social care invită pe toată lumea, au intrat pe canalul nemulțumirii și ei sunt acolo, în canalul respectiv, deși poartă steagul creștinismului, dar ei nu-și dau seama că sunt pe șanțul celălalt. Când Dumnezeu ne cheamă la a purta steagul lui Dumnezeu, fiind mulțumit în orice împrejurare și pentru orice lucru. Dacă m-aș opri aici, ar trebui să mă întreb pe mine, să te întreb pe fiecare dintre cei prezenți, pe unde suntem? Pe unde fluturăm noi steagul de creștin pe care îl avem în mână, în ce zonă, în ce tabără? Și dacă cumva suntem în zona nemulțumirii, în seara aceasta vă voi invita să citiți cu mine. Sau să învățăm să fim mulțumiți. Și n-am cum să învăț să fiu mulțumit decât dacă fac un exercițiu de mulțumire. Și vă voi invita să citim împreună. Psalmul 145. Este o cântare de laudă a lui David, foarte puternică. Omul ăsta laudă ca nimeni altul și mă gândesc că dacă îl vom urmări pe David, îl vom înțelege pe David, poate că vom învăța și noi să lăudăm pe Dumnezeu. Vă rog frumos, în timp ce vom citi psalmul acesta, vă rog să vă uitați care sunt domeniile în care noi, sau pentru care noi n-am mulțumit niciodată. Sunt lucruri pe care le amintește el aici, pentru care eu n-am mulțumit niciodată lui Dumnezeu? Ia să vedem.
Te voi înălța, Dumnezeule, împăratul meu. Mă opresc. Doar așa ca exemplu. L-am lăudat vreodată pe Dumnezeu pentru că e împăratul nostru? Nu că e răscumpărător, nu că e mântuitor, că e împărat peste noi. Voi binecuvânta numele Tău în veci de veci. În fiecare zi Te voi binecuvânta și voi lăuda numele Tău în veci de veci. Mare este Domnul, foarte vrednic de laudă, mărimea Lui este nepătrunsă. Vă rog să observați, Efeseni capitolul 5 cu 20 spuneți că noi ar trebui să lăudăm sau să mulțumim tot timpul Lui Dumnezeu pentru toate lucrurile, și aici textul spune, nu pentru că îmi place sau nu îmi place, îmi convine sau nu convine, ci pentru că El este, cum? El este vrednic de laudă, așa spune aici. El merită. S-ar putea întâmpla ca lucrurile mele să nu merite. S-ar putea întâmpla să fiu ca Iov la un moment dat și să strâng dinții de durere. S-ar putea întâmpla lucrul ăsta. Dar în timp ce la mine, în zona mea, în pătrățica mea, lucrurile stau așa, Dumnezeu rămâne vrednic de toată lauda. Fiecare neam de om să laude lucrările Tale, să vestească isprăvile Tale cele mari. Voi spune strălucirea slăvită a măreției Tale și voi cânta minunile Tale. David nu vorbește despre faptul că el va avea un dialog pentru a-i convinge pe oameni de existența lui Dumnezeu, de legile lui Dumnezeu, nu. David spune, eu voi lăuda numele Domnului și minunile care le-a făcut pentru mine. Și după ce eu voi face lucrul acesta, toți oamenii îl vor lăuda. Ăsta este sensul laudei creștine. Laudă-L pe Dumnezeu în viața ta pentru ceea ce a făcut pentru tine și abia atunci oamenii vor învăța că ceea ce se întâmplă frumos și bine în viața lor vine de la același Dumnezeu care a lucrat și în mine și în tine și care altfel trece neobservat. Oamenii sunt plini de binefacerea și binecuvântarea lui Dumnezeu și nimeni nu-și ridică ochii spre cer pentru că parcă au uitat de unde vin binecuvântările astea. Oamenii vor vorbi de puterea Ta cea înfricoșată și eu voi povesti mărimea Ta. Versetul 7. Să se trâmbițeze aducerea aminte de nemărginita Ta bunătate și să se laude dreptatea Ta. Domnul este milostiv și plin de îndurare, îndelung răbdător, plin de bunătate. Domnul este bun față de toți și îndurările Lui se întind peste toate lucrările Lui. Toate lucrările Tale Te vor lăuda, Doamne, și credincioșii Tăi Te vor binecuvânta. Vor spune slava împărăției Tale și vor vesti puterea Ta ca să facă cunoscute fiilor oamenilor puterea Ta și strălucirea plină de slavă împărăției Tale. Împărăția Ta este o împărăție veșnică. Stăpânirea Ta rămâne în picioare în toate veacurile. Domnul sprijină pe toți cei care cad și îndreaptă pe cei încovoiați. Ochii tuturor nădăjduiesc în Tine și Tu le dai hrana la vreme. Îți deschizi mâna și saturi după dorință tot ce are viață. Domnul este drept în toate căile Lui și milostiv în toate faptele Lui. Domnul este lângă toți cei ce-L cheamă, lângă cei ce-L cheamă cu toată inima. El împlinește dorințele celor ce se tem de El, le aude strigătul și îi scapă. Domnul păzește pe toți cei ce-L iubesc și nimicește pe toți cei răi. Gura mea să vestească lauda Domnului și orice făptură să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt în veci de veci. Amin. Așa se ruga David. Asta era viziunea lui în legătură cu Dumnezeu și în legătură cu sine. Și datorită acestei viziuni, David este un scriitor sau un rugător care nu cunoaște sfârșitul laudelor sale. A? Acum, după ce am citit lucrul acesta, aș vrea să vă iau cu mine puțin prin Vechiul Testament pentru a studia un lucru care ar putea de asemenea să ne ajute. Știți că Dumnezeu i-a învățat pe oameni, pe omul păcătos, să aducă jertfe. Jertfele la început erau arderi de tot,
pe care omul le aducea. După aceea s-au diferențiat, a apărut arderea de tot, a apărut jertfa pentru păcat și au apărut jertfele de mulțumire. În câteva minute, ce sunt jertfele de mulțumire? Jertfele de mulțumire erau jertfe de mare veselie. Ori de câte ori un om aducea o jertfă de mulțumire, în casa lui era sărbătoare. Erau rare evenimentele de felul ăsta sau erau dese? Și vă rog să încercați să găsiți un răspuns la întrebarea asta. 2. Se puteau aduce, jertfele de mulțumire se puteau aduce oricând. Oricine și oricând se putea aduce o jertfă de mulțumire. Jertfa respectivă era un fel de masă care se dădea lui Dumnezeu, în care Dumnezeu era considerat ori ca oaspete la masa mea, ori ca gazdă m-am dus eu la Dumnezeu și mănânc la El acasă mâncarea pe care o aduc. Întotdeauna însă jertfa de mulțumire era adusă într-un ciclu. Într-un ciclu al jertfelor, într-un sistem. Prima dată se aducea arderea de tot, care putea să fie jertfă pentru păcat, și numai după aceea se aducea jertfa de mulțumire. Jertfa de mulțumire nu se aducea niciodată doar ea. Foarte interesant lucrul acesta. Chiar dacă era mulțumire în casa mea și era o sărbătoare extraordinară, eu trebuia să vin ca să aduc jertfa de mulțumire, trebuia să, mai întâi de tot să aduc o jertfă ardere de tot. Și pe baza arderii de tot aduceam jertfa de mulțumire, care era o jertfă de mâncare, o jertfă de băutură și așa mai departe. Problema asta a apărut cu Cain. Cain n-a greșit deloc în ritualul jertfei. El a adus o jertfă din roadele câmpului. Nici o problemă. Era o jertfă de mulțumire. Problema lui Cain este însă că a adus o jertfă de mulțumire fără să aducă jertfa pentru păcat sau jertfa de ardere de tot. Iar jertfa de mulțumire adusă singură era o jertfă din care lipsea sângele. Și atunci asistăm la un gest umanist în care omul îi mulțumește lui Dumnezeu că e bine, dar nu în numele lui Iisus Hristos. Textul din Efeseni 5:20, mulțumiți lui Dumnezeu Tatăl pentru toate lucrurile în numele lui Iisus Hristos, prin jertfa lui Iisus Hristos, având în vedere ceea ce a făcut El pentru noi la cruce. Mulțumirea de felul ăsta este cu totul diferită de mulțumirea lumii, care nu cunoaște mulțumirea prin jertfa lui Iisus Hristos, ci este mulțumirea firească sau veselia firească. Uitați-vă ce s-a întâmplat în Exodul 32, la muntele Sinai. În Exodul 32 este o imagine tare dureroasă acolo. Versetul 6. A doua zi, poporul s-a sculat dis de dimineață, au adus arderi de tot, interesant, și jertfe de mulțumire, le-au adus împreună. E bine până aici? E bine. Poporul a șezut de a mâncat și a băut. Apoi s-au sculat să joace. Și din momentul acesta tot ceea ce au făcut devine idolatru. Pentru că ceea ce fac aici este ritualul egiptean al boului Apis. E o mare problemă. Omul nu știe să-și gestioneze bucuria, să o pună în sacralitate, în sfințenie. Omul ia bucuria și o pune dincolo de sfințenie, în zona
Cum să o numesc? Profană? În zona firească. Și omul începe să se bucure și întreb, păi de ce n-am voie să mă bucur? Și se bucură oricum și se bucură degradându-se. Se ajunge la alcool, se ajunge la drog, se ajunge... Bucuria nu mai cunoaște, nu cunoaște direcție datorită faptului că a pierdut ce? L-a pierdut pe Iisus Hristos. Foarte interesant. În tot Vechiul Testament, în sistemul jertfelor, Dumnezeu încearcă să ne spună că adevărata bucurie, bucuria sănătoasă, bucuria pe care nimeni nu o poate tulbura, este bucuria în și prin Iisus Hristos. Atunci când Iisus Hristos este Cel care îți dă pacea pe care nimeni nu o poate lua. Căci roada Duhului dimpotrivă este dragostea, bucuria. Bucuria sfântă, bucuria venită de la Duhul Sfânt, este altceva decât bucuria de trotuar pe care o găsesc în lumea asta. Bucuria vorbelor goale, a bancurilor, a metodelor artificiale pe care le folosesc oamenii. Pot să intru mai mult aici? În industria televiziunii americane, în industria show-ului, se spune ceva și pe urmă trebuie neapărat să râdă vreo 20 de oameni automat pe mașina de TV, pentru ca să-ți dai seama că trebuie să râzi. Este un fel de, sugestie sau autosugestie, cum vreți dumneavoastră să spuneți, pe care o realizează cei de acolo, pentru că, mă rog, bucuria vine la comandă. Bucuria este sugestionată din altă parte. Nu despre asta, nu așa vrea Dumnezeu. Cuvântul shelem, care conduce la ideea de jertfă, de mulțumire, este un derivat din shalom. Iar shalom înseamnă pace. Un om care are pace se bucură într-o bucurie liniștită, frumoasă, profundă, adevărată, care ține și pe care, repet, pentru a treia oară, nimeni nu o poate lua. În Psalmul 27 cu versetul 6 se amintește ideea de jertfe de bucurie. Jertfa de mulțumire este prezentată ca fiind jertfă de bucurie. Am verificat în Biblia noastră, traducerea de Cornilescu, nu apare ideea de jertfe de bucurie. Versetul 6 spune așa: mi se înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul lui, în sunetul trâmbiței, și voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Dar aici unde spune voi aduce jertfe în cortul lui, aici este voi aduce jertfe de bucurie în cortul lui. În contextul acesta apare versetul 8, care e tare frumos și face sens. Știți ce zice versetul 8? Zice așa: inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Înțelegeți paralela aceasta între bucurie și întâlnirea cu Dumnezeu? Fondul bucuriei este fața ta, Doamne, o caut. Pentru că inima îmi spune, caută fața lui Dumnezeu. Dumnezeu devine în felul acesta sursa bucuriei. Dumnezeu devine în felul acesta motivația bucuriei. În felul ăsta poți să te bucuri de toate lucrurile, pentru că bucuria vine din altă parte, nu din lucrurile care ți se întâmplă. Bucuria vine de la Dumnezeu și este atât de mare încât poate să ți se întâmple orice fel de lucru. Pentru că Dumnezeu este motivul bucuriei, nu lucrurile care mi se întâmplă. Jertfele de mulțumire sau de pace trebuiau să fie de asemenea însoțite de jertfe de mâncare și băutură. Ele sunt precursoarele Sfintei Cini.
jertfa de mâncare și de băutură. Jertfa de mâncare și de băutură era compusă în general din ulei de măsline, must de struguri, tămâie. Și ele erau corban. Așa se numeau. Cu alte cuvinte, darul pe care omul îl dădea lui Dumnezeu e corban. E darul lui Dumnezeu. Repet, ulei, must. Comentatorii vorbesc mult despre asta și spun, știți că și floarea de făină este pusă aici în aceeași categorie. Uleiul se obține prin zdrobire. Mustul de strugure se obține prin zdrobire. Floarea făinii se obține prin zdrobire. Cele mai gustoase, lucrurile cele mai, care aduc cea mai mare satisfacție ființei umane, se produc prin zdrobire și trimit la zdrobirea lui Iisus Hristos pentru noi. Când Iacov l-a pierdut pe Iosif, pe fiul său, și timp de ani de zile l-a bocit pe fiul său și a zis, am pierdut ce iubeam mai mult, la finalul vieții sale, Iacov se reîntâlnește cu Iosif. Și atunci Iacov scrie, Moise a adus lui Dumnezeu jertfe de mulțumire. V-aș oferi trei situații în care jertfele de mulțumire au funcționat extraordinar de bine. Un caz este Iacov. În Geneza 46:1 aduce lui Dumnezeu jertfă de mulțumire. 1 Samuel, capitolul 1, Ana și Elcana. Sunt cei doi care cer de la Dumnezeu un prunc. Dumnezeu îl dă pe Samuel. Și după ce îl iau pe Samuel, după aceea îl duc la templu. Și în timp ce era la templu, în fiecare an, Ana și Elcana se suiau la templu pentru un singur lucru. Să aducă jertfe de mulțumire. Era rostul venirii lor acolo. Viața lor, din momentul acela mai departe, a fost un continuu motiv de mulțumire la adresa lui Dumnezeu. Tare frumos. Gândul ăsta mă trimite rapid de tot. Oare noi avem un astfel de motiv atât de puternic pe cât a avut Ana, în așa fel încât și viața noastră să se transforme într-o continuă mulțumire? Avem motivul ăsta sau nu-l avem? Poate că ne gândim la copii, poate că ne gândim în altă parte. Avem un motiv așa sau nu? David, când este iertat de păcatul său, după ce aduce jertfa pentru păcat și după ce se pocăiește din toată inima, aduce jertfe de mulțumire pentru harul lui Dumnezeu. Psalmul 51:17. Un om păcătos care a crezut că își va pierde viața. David, după ce a făcut păcatul său și după ce păcatul său a devenit public, el s-a așteptat la o judecată publică și a crezut că într-adevăr își va pierde viața în urma a ceea ce a făcut. Când după momentul acesta și-a mărturisit păcatul, a adus jertfa de ispășire, a primit iertarea din partea lui Dumnezeu, el nu se oprește aici, aduce jertfa de mulțumire și când aduce jertfa de mulțumire, el încheie relația cu Dumnezeu pe ideea unei siguranțe și anume, de aici încolo, în relația mea cu Dumnezeu, doar mulțumirea mă va caracteriza. David nu va mai veni înapoi mereu plângându-se de păcatul său, nu. David va reveni, dar cu jertfe de mulțumire, nu cu jertfe pentru păcat. Aș vrea să înțelegem
că Dumnezeu vrea să ne învețe cu adevărat să devenim dependenți de mulțumire. Dumnezeu vrea să ne învețe să fim fericiți, să fim mulțumiți, să zâmbim. Lumea asta ne-a furat toate aceste intenții bune a lui Dumnezeu și ne-a înlocuit pur și simplu cu grijă, cu frământări, cu fețe încruntate, cu fețe ostenite, alergând dintr-o parte într-alta. Pentru ce? Expresia Scripturii zice că pumnii sunt plini de, vă amintiți? Vânt. Frații mei, jertfele de mulțumire însoțesc votul creștin și legământul cu Dumnezeu. Avram în Geneza capitolul 15, 9 la 18, el aduce jertfe de mulțumire lui Dumnezeu în momentul în care Dumnezeu vorbește de legământul său cu el. Voturile sunt împlinite și în momentul în care cineva își îndeplinește votul, jertfa de mulțumire pecetluiește aceasta. Mai facem promisiuni lui Dumnezeu? Mai avem voturi înaintea lui Dumnezeu sau nu? Cum stăm cu legământul nostru înaintea lui Dumnezeu? Dialogul nostru în ceea ce privește acțiunea, cum e? Pentru că noi așteptăm ca Dumnezeu să aibă acțiuni față de noi și așa mai departe și e bine. Dar și Dumnezeu așteaptă ca noi să avem acțiuni față de Dumnezeu. Și acțiunea față de Dumnezeu este condiționată, este determinată de vot și legământ. Mulțumirea se naște de aici. Puneți-mă la încercare, spune Dumnezeu, și veți vedea dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Și dacă Dumnezeu toarnă, ai pentru ce să mulțumești. Și acum, în final, dragii mei, aș vrea să vă întreb, care este motivul laudei, motivul mulțumirii, motivul suficient al mulțumirii ființei noastre către Dumnezeu? Astfel încât să fim convinși că nu este niciunul dintre noi care să aibă motivul acesta. Poate că nu avem altele, dar motivul ăsta l-avem toți. Care este ăsta? Poftiți? Mulțumesc. Mulțumiți lui Dumnezeu, Tatăl, pentru toate lucrurile în Iisus Hristos. Iisus Hristos este ceea ce Scriptura spune. Ne-a fost dăruit, ne-a fost dat. Când Dumnezeu l-a dat pe Iisus Hristos, l-a dat, nu știu cum, ce vă sugerează dumneavoastră verbul a da, dar l-a dat nu ca să-l mai ia înapoi. E puțin dur ceea ce spun, dar de dragul de a înțelege, l-a dat pe Iisus Hristos, l-a dăruit, pentru ca omenirea să-l aibă. Din cauza aceasta, surpriza teribilă a fost că omenirea care l-a avut pe Iisus Hristos, nu l-a primit pe Iisus Hristos. Asta este marea surpriză, teribilă surpriză. Păi dacă Dumnezeu l-a dat și omenirea nu l-a primit, atunci Iisus Hristos unde e? Al cui este? Unde este poziția unde rămâne Iisus Hristos? Da. Repet și mă întorc la gândul care mi-aduce bucurie. Ni l-a dat pe Iisus Hristos ca să-L avem. Și va purta chipul nostru în veșnicii. Astfel încât să rămână al nostru pentru totdeauna. Sau invers, să rămânem noi ai Lui pentru totdeauna. Cum e? Nu știu. Dar asta este un motiv de bucurie, dragii mei. Și indiferent ce s-ar întâmpla în viața ta sau în viața mea, ăsta e motivul pentru care ochii tăi și ochii mei n-ar trebui să coboare sub nivelul cerului niciodată. Ar trebui să privim la cer întotdeauna. Îmi dați voie la final să mai citesc un psalm? Un psalm în care de 3 ori învățăm să lăudăm pe Domnul. Psalmul 107.
de la versetul 8. O, de-ar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui și pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a potolit setea sufletului însetat și a umplut de bunătăți sufletul flămând. Ăsta e un refren. Apare de 3 ori în psalmul 107 și sunt cel puțin trei tablouri mari pe care psalmul le pune înaintea noastră. Primul tablou este cei răscumpărați ai lui Dumnezeu. Cei răscumpărați din mâna vrăjmașului. Suntem, dragii mei, suntem într-o lume a războiului. Uitați-vă bine, Hamas, Israel, Ucraina, Rusia. Acolo, pe front, se poate lăuda numele lui Dumnezeu, pentru că acolo, zice, sunt oameni pe care Dumnezeu îi răscumpără din mâna vrăjmașului. În dimineața asta au fost primii 13 prizonieri eliberați de la Hamas și au trecut dincolo. Dumnezeu ar fi dorit ca acești oameni, într-adevăr, să vadă mâna lui Dumnezeu și cum au fost eliberați acești 13 oameni din mâna Hamasului, așa a fost eliberat sufletul meu și sufletul tău din mâna celui rău. Cu preț, cu armistițiu, cu tot ce vreți, cu toate lucrurile complicate care vin din așa ceva. Și pentru că Dumnezeu a făcut atât de mult pentru noi, zice, o, de-am putea lăuda pe Domnul. Pentru bunătatea Lui, pentru minunile făcute față de mine și față de tine, că cel a potolit setea sufletului meu și a umplut de bunătăți sufletul care tângea de foame. Tabloul 2. Cei ce ședeau în întuneric, în umbra morții, trăiau legați în ticăloșie și în fiare. Oameni întemnițați în adâncimile pământului, care au crezut că nu vor mai vedea niciodată lumina zilei, au fost răscumpărați de Dumnezeu. A făcut Dumnezeu lucruri extraordinare pentru ei. Și de la versetul 15 din nou. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui, pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, căci El a sfărâmat porți de aramă și a rupt zăvoare de fier. Vreau să-mi spuneți de unde m-a scos Domnul pe mine. Vă rog să-mi spuneți. Și apoi spuneți de unde v-a scos Dumnezeu pe voi. Pentru că spune aici zăvoare de fier, porți de aramă, lucruri imposibil de rezolvat. Le-a rezolvat Dumnezeu pentru ca noi să putem fi scoși. Asta se numește răscumpărare. Asta este ispășire. Asta e puterea lui Dumnezeu. Păi în fața unei asemenea puteri, oare n-ar trebui să laude oamenii pe Domnul? Și n-ar trebui să fie o nesfârșită mulțumire a sufletului meu? Și ce dacă lucrurile pe pământul ăsta merg prost? Și ce dacă lucrurile mele nu merg bine? Și ce dacă n-am o pernă unde să-mi plec capul? Ce dacă, pentru că fiul omului n-avea unde să-și plece capul? Apoi, frații mei, versetul 17, nebunii prin purtarea lor vinovată, prin nelegiuirea lor, ajunseseră nenorociți. Trăiesc într-o societate și într-o generație nebună. Legile fundamentale ale omeniei și ale normalității sunt date peste cap. Nu e de mirare că oamenii ajung nenorociți. Nu e de mirare deloc. Generații întregi asistăm la o sălbăticire a civilizației moderne. Bun. Dacă am ajuns așa și am înnebunit datorită propriei noastre decizii. Versetul 21. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui, pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-i aducă jertfe de mulțumiri, să vestească lucrările Lui cu strigăte de bucurie. O, dar face lucrul ăsta. Nu există categorii de oameni care să nu beneficieze de bunătatea Lui Dumnezeu. Nu există. Vreți mai departe, ultimul. Zice, știți că sunt oameni aventurieri în lumea asta? Aventurieri, cărora le place să braveze, își pun viața în pericol și așa mai departe.
cei ce se pogoriseră pe mare, în corăbii, făceau negoți pe apele cele mari. Toate descoperirile, toate lucrările mari ale acestui pământ au fost... au costat. Oamenii au trebuit să plătească, au riscat cu viața lor. Versetul 26 spune, sufletul le era pierdut în fața primejdiei și aici spune, capitolul zice, Dumnezeu i-a scos din primejdie, Dumnezeu i-a ajutat să treacă oceanul, Dumnezeu i-a ajutat să zboare în partea cealaltă a lumii. El ține lucrurile în normalitatea lor. Dar lăuda oamenii pe Domnul pentru bunătatea Lui, pentru minunile Lui față de fiii oamenilor, să-L înalțe în adunarea poporului, să-L laude în adunarea bătrânilor. Versetul 42, oamenii fără prihană văd lucrul acesta, se bucură și orice nelegiuire își închide gura. Este foarte frumos lucrul ăsta. Dragii mei, înaintea laudei și a mulțumirii, orice nelegiuire își închide gura, este singura și cea mai eficientă soluție împotriva păcatului. Nu există altă soluție față de păcat decât lauda la adresa lui Dumnezeu și recunoștința față de El. Dacă vrem neprihănirea Lui, să-L lăudăm pe Domnul, să-I mulțumim pentru tot ceea ce a făcut în viața noastră și pentru mântuirea noastră. Amin. Îți mulțumim, Tatăl nostru, în numele Domnului Iisus, pentru că ești atât de mare încât poți să ai grijă de cele mai mici nevoi ale noastre. Te rugăm însă să ne ajuți, Doamne, ca văzând cum ne răspunzi la fiecare rugă și la fiecare nevoie, să nu credem că ești atât de mic pe cum nevoile noastre. Îți mulțumim pentru mărirea Ta, îți mulțumim pentru gloria Ta, îți mulțumim pentru jertfa Domnului Iisus Hristos, care însoțește orice mulțumire pe care o aducem pe pământul acesta. Și învață-ne, Doamne, mulțumirea. Învață-ne să zicem mulțumesc. Învață-ne, Părinte, să trăim fericiți și în lauda Ta, indiferent ce s-ar întâmpla în viețile noastre, cu viețile noastre pe pământul acesta. Ajută-ne, Părinte, ca mulțumirea noastră să vină de la Tine și din cunoașterea Ta și ea să depășească toate neajunsurile pe care pământul acesta ni le oferă cu îmbelșugare. Îți mulțumim pentru mântuirea Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru harul care vine de la Domnul Iisus Hristos. Îți mulțumim pentru sângele Lui cu care mijlocești astăzi în sanctuar. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate lucrurile care aduc pace și har peste nopțile existenței noastre. Fii lăudat, Tată, prin Domnul Iisus. Amin.